Între timp, celebrul scriitor pentru copii, Spiridon Vanghelie, care acum 2 săptămâni a fost internat la Spitalul Clinic Republican, fiind confirmat pozitiv cu noul tip de coronavirus, se simte mai bine. Responsabilii de acolo susțin că scriitorul a fost transferat din terapie intensivă într-o secție obișnuită și nu are nevoie de respirație asistată. Totuși, din cauza unei confuzii de nume, ce a pornit de la Institutul de Medicină Urgentă, pe rețele, dar și unele surse media, s-a vehiculat că Vanghelie a încetat din viață. Iar deputații care se aflau la ședința Parlamentului s-au grăbit să țină un minut de reculegere în memoria lui. Cu mare regret că a decedat șmarele Spiridon Vanghelie. De ce vă propun, din păcate, să păstrăm și aici un minut de reculegere. Mai apoi, secretara de stat a Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc, care se afla în plenul Parlamentului, a precizat că Spiridon Vanghelie este în viață. O noutate îmbucurătoare, domnul Spiridon Vanghelie este viu. Să avem grijă să fie sancționați acei, chiar și dacă sunt mass media, acei care să răspândesc știri false, inclusiv ce ține de sănătatea și viața cetățenilor. Să-mi ierte domnul Spiridon Vanghelie și dorim mulți, mulți ani înainte. Gafa a pornit după ce responsabilii de la Institutul de Medicină Urgentă, care au fost întrebați de redactorii de la site-ul tvo.md, dacă este adevărat că Spiridon Vanghelie ar fi pierdut lupta pentru viață, așa cum scriau unii internauți pe rețelele sociale, aceștia au confirmat decesul scriitorului. Mai apoi s-a aflat că la mijloc a fost vorba de confundarea numelui lui Nicolae Dabija, care astăzi a murit din cauza complicațiilor, și a lui Spiridon Vanghelie, care încă mai luptă cu această boală. După ce informația a fost infirmată oficial, tvo.md și-a prezentat scuze publice. Scriitorul Spiridon Vanghelie este de 2 săptămâni internat în Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar starea lui s-a îmbunătățit în ultima perioadă, anunță purtătoarea de cuvânt a instituției medicale. Dumnealui câteva zile în urmă a fost transferat din secție de reanimare COVID în departamentul COVID. La moment, starea dumnealui este de gravitate medie, stabilă, și dumnealui nu necesită respirație asistată. Pentru publicația Ziarul de Gardă, scriitorul, aflat pe patul de spital, a precizat că încă nu se simte chiar bine. Sunt în spital de vreo 10 zile, caut să-mi revin. Se străduie medicii, fac tot ce pot, se iau măsurile care trebuie, dar boala este grea. Medicii au mare grijă, dar suntem mulți și nu le este ușor, i-a spus reporterului de la Ziarul de Gardă. Celebrul scriitor pentru copii, Spiridon Vanghelie, în vârstă de 89 de ani, este internat în Spitalul Clinic Republican din data de 27 februarie, fiind infectat cu noul tip de coronavirus. Tot la spital, de 3 zile, se află și scriitorul Aurelian Silvestru, infectat și el cu COVID-19.